ziua și bine v-am regăsit în cadrul întâlnirilor noastre săptămânale, prin intermediul cărora vă aducem noutăți biotopice, așa cum ne place nouă să spunem, de la Centrul de Nutriție și Frumusețe Biotopia Vital. Astăzi va fi un alt fel de dialog, de data aceasta, cu o doamnă care ne este clientă în centrul nostru, cu care am lucrat personal. Și aș vrea să o introduc pe doamna Mariana Bențe. Mariana, bine ai venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și că ești atât de doritoare să împărtășești și urmăritorilor noștri experiența ta pe care ai avut-o în cadrul centrului nostru. Și pentru că aș vrea să începem cu începutul, să înțeleagă oamenii cam cum a fost procesul, aș vrea să ne povestești puțin ce te-a determinat să începi acest proces de transformare către versiunea ta cea mai bună. Tot a început cu o sperietură. Prin 2014 am făcut o operație de cancer de piele. La analize mi-a ieșit glicemia mare. În rest, analizele mai bune, în afară de glicemie. Zice doamna doctor, trebuie să consultați un diabetolog. Ok, peste vreo 2 ani, ca să nu o lungesc, am ajuns eu la un diabetolog. Ajunsese glicemia mea așa, destul de gogonată. Zice doamna, de specialitate, regim, asta aveți voie să mâncați, asta nu aveți voie să mâncați, astea sunt medicamentele, bună ziua. Și am plecat. Așa, și? Urmarea a fost că, hai, ce facem? M-am uitat pe hârtiile alea pe care scria tot ce aveam voie și tot ce nu aveam voie să mănânc. Unele se potriveau cu poftile mele, altele nu. Unele cu preferințele mele mergeau mână în mână, altele nu. Am încercat cât de cât să urmez acele instrucțiuni. Hai să zicem că am început să dau niște kilograme jos, dar greu, greu tare. Între timp am mai făcut unele diete de care, ca orice doamnă, le găsește pe internet și care nu s-au potrivit. Am dat jos câteva kilograme, am pus mai multe înapoi. Deci de fiecare dată totul se întorcea. Care-i cauza? Care-i cauza? Fiind aplecată mai spre ascormonii în interiorul meu, hai să cercetăm. Da, dar de una singură nu merge. Deci chiar oricât ai citi și oricât de autodidact ai fi, tot ar trebui să întrebi un specialist. Tot o decurs așa cu kilogramele, joacă asta cu kilogramele, dar glicemia tot creștea. Ca în februarie să fac niște analize care m-au dat peste cap. Doamna doctor mi-a zis, ori schimbăm, facem ceva, ori intrăm pe insulină. Sperietură. Deci acesta a fost factorul declanșator. Exact. Pentru care anul acesta, în februarie, am început colaborarea și aș vrea să aduc în atenție, îmi dai voie să spun de unde am pornit. Am pornit de la 102, ceva, aproape 103 kg, iar acum suntem la 93. Așa, încât, în deci avem 5 luni. În 5 luni avem 10 kg, un slăbit sănătos. Cu kilograme care nu s-au mai întors. Niciunul nu s-a întors. Da, deci asta am vrut să punctez. Deci a existat un factor declanșator care a spus că ți-a dat ție un indiciu că e gata, e momentul în care nu mai este așa doar, e o prioritate. E o prioritate, e o urgență, cale, de fapt. E calea cea bună. Da, bun. Acum, ai venit la... Da, te-am cunoscut pe tine, tot ziceam, fac și eu un test de rezonanță, toată lumea face, fac și eu. Mai făcusem, deci știam despre ce e vorba. Și când am văzut că trebuie să fac ceva, doamna doctor zice, mi-a schimbat tratamentul, nu mi-a mai dat nicio foaie, zice, faceți ceva, că altfel e de bai. După 3 luni intrăm pe insulină. Ceea ce mi-a sunat foarte crâncen. Și atunci, imediat am pus mâna pe telefon, te-am sunat, ai văzut, programat, făcut testul, citit rezultatele, pe orizontală, pe diagonală, pe verticală, 3D, 4D, 5D. Da, asta urmează.
am făcut o evaluare a stării de sănătate, a funcționării, de fapt, a întregului organism, în care am văzut exact fiecare organ, fiecare sistem, în ce stadiu se afla în acel moment. Ceea ce este foarte important pentru a începe un astfel de proces de transformare, pentru că știm punctul T0 de unde pornim și se poate da un plan alimentar personalizat în funcție de nevoile clientului, în cazul nostru în funcție de nevoile tale. Dar ca să nu trecem mai departe și să înțeleagă urmăritorii noștri, ai spus că ai mai de mai multe ori ai încercat, da. Ai reușit parțial, ai luat înapoi, iar da, dar care au fost provocările cu care te-ai confruntat tu cel mai mult? Eu am spus, pentru mine scotoceala interioară este o chestie prezentă și permanentă. Nu înțelegeam. Deci eu nu m-am înțeles de ce acum slăbesc, acum îngraș. Ce mă face să nu pot slăbi și ce mă face să pun înapoi kilogramele. Deci era ceva dincolo de roșii cu castraveți, cu ceapă, pește opărit și salată de spanac. Ce este dincolo? Asta n-am putut descoperi singură. De aia m-am adresat specialiștilor. Și haide să povestim puțin cum a decurs prima noastră întâlnire. Prima noastră întâlnire a durat 4 ore. Unde am început? Ce organe suferă? Hai să vedem cum stăm. Hai să înțelegem de unde vine. Hai să înțelegem de ce se întâmplă în organism la momentul ăsta. Unde sunt blocajele? Pe urmă trecem la de ce sunt blocajele. Unde sunt? Unde avem de lucrat? De ce avem de lucrat? Ce mi s-a părut extraordinar că am putut... În primul rând, pentru că vorbim aceeași limbă. Deci asta a fost cea mai mare ușurare pe care am putut-o avea. Pentru că la orice doctor m-am dus, mă duceam, eu mă uitam la el, mă închinam, el se uita la mine, se închina. Nu aveam aceeași limbă, nu aveam aceleași cunoștințe. Cu tine a fost cu totul altceva. Deci când am început să vorbim, eu înțelegeam ce spui tu, tu înțelegeai ce spun eu. Și de aici a plecat colaborarea. Da, deci am putut să ne deschidem una față de alta. Și am putut să comunicăm astfel încât să înțelegi, de fapt tu știai, dar să conștientizezi și mai bine că, scoatem la suprafață. Exact, că kilogramele în plus într-adevăr se datorează surplusului caloric și a unor alegeri pe care noi le facem. Dar de multe ori alegerile pe care le facem ne sunt dictate de ceea ce avem noi în subconștient, de emoțiile pe care noi nu le-am procesat. Și te las pe tine să ne spui. Asta a fost clienciu, adică toți doctorii, bine, un doctor care are 20 de pacienți la ușă nu are timp să-l scotocească pe fiecare despre ce simte, cum gândește, ce concepții de viață are, ce moșteniri de familie are, zic de programe de astea, da. Educaționale sau... În momentul în care încep să te întreb de ce, îți dai seama că gândurile și credințele noastre și emoțiile noastre blochează organismul pe anumite organe. Că acum știm, am citit toți, că furia blochează un organ, tristețea altul, rănile pe care le știu psihologii se duc pe diferite organe. Și acum putem studia, ne chiar specialiști fiind, poți să-ți dai seama că în sufletul tău, în corpul tău, este o rană, este un dezechilibru emoțional. Nimeni nu se ocupă de emoții. Toată medicina se ocupă de ia pastila, dă pastila. Nu se rezolvă, pentru că nu se rezolvă decât niște efecte. Cauza emoțională rămâne acolo și sapă în continuare. Dacă nu o scoți la suprafață, nu devii conștient de ea, nu ai cum să o rezolvi. Și asta am făcut noi 4 ore. Da. Și după ce am scotocit așa și am luat-o din copilărie, ca să spun, și te-am lăsat și te-am provocat, de fapt, să retrăiești un pic anumite emoții pe care le aveai acolo și nu... Practic nici nu conștientizai că au o intensitate atât de mare asupra fizicului, asupra organismului.
ai plecat și cu un plan alimentar. Povestește-ne un pic care a fost experiența ta și ce, cum ai găsit tu planul alimentar pe care eu ți l-am dat pentru prima săptămână. Da, planul alimentar a fost o surpriză, pentru că nu mi-ai spus că mi-l dai, nu mă așteptam. Noi, fiind axată pe discuțiile astea despre emoții, despre blocaje, despre... Și ăsta este planul alimentar. Zic, ups, o luăm de la capăt cu lista cu ce ai voie și cu ce n-ai voie. Păi nu a fost chiar așa. Pentru că m-am uitat pe planul ăla alimentar și am regăsit foarte multe feluri de mâncare sau elemente pe care eu deja le aveam în alimentația mea de zi cu zi. Mă rog, de zi cu zi, obișnuită să spun. Și atunci, încântată că am plan alimentar, m-am dus acasă, am deschis o foaie mare așa de hârtie, mi-am făcut o listă de cumpărături, a doua zi m-am dus la cumpărături, am venit acasă, începem planul alimentar. În primele 4 zile am dat jos 3 kg și m-am speriat. Zic, ups, chiar așa o să meargă înainte? Nu știu care s-o speria mai mult, gândul meu, sufletul meu sau fizicul meu de schimbare, că cineva s-o speriat. Și am primit așa informația că stai liniștită, că ăsta e numai începutul, o să urmezi așa mai blânduț mai departe. Și da, am urmat planul alimentar cam o lună de zile, în fiecare săptămână primeam altceva ca să nu se plictisească organismul, să se obișnuiască cu, da, cu pește, cu salată, cu nu știu ce, hai mai mâncăm și aia, mai mâncăm și aia. A fost vesel așa planul alimentar, pentru că a fost foarte divers și m-a preocupat, adică unde făceam înainte o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână de mâncare, acum eu fiecare masă eram în bucătărie. Da, era foarte greu să pregătești? Sau, nu, era distractiv, asta vreau să scot. Pentru mine, care sunt o bucătăreasă, că sunt o bucătăreasă, asta în bucătărie este o plăcere, indiferent de context. Că fac numai pentru mine sau că fac pentru toată familia sau că fac pentru vecini sau este un context plăcut a găti. Că de-aia am și adunat așa. Dar n-ai sesizat că ar fi o corvoadă? Nu, să... nu, mie mi-a plăcut. Deci mie mi-a plăcut. Ca și greutate așa de prebăgătit, ea a fost, n-a fost greu. Poate că mintea logică a zis, da, gătești de 3 ori pe zi, da, asta n-ai mai făcut din tinerețe, așa, și când m-am apucat să o fac, a fost bine. Da. Mi-a plăcut. Eu zic să punem punct întâlnirii noastre de astăzi, dar îi asigurăm pe urmăritor că vor mai urma dialoguri între noi, pentru că trebuie să descoperim așa tot procesul pe care l-am urmat împreună. Așadar, dragilor, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm în cadrul centrului nostru să accesați serviciile noastre și să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. Toate cele bune!